că moldoveanul lui Morcom, dar într-o zi de duminică, foarte aproape de mare sărbătoare a Moldovei, vocile moldovenilor, onoriți sau nu, pentru că sunt mulți aici care vin la Iași altfel decât vin în orașul natal, vocile moldovenilor s-aud puternic în momentul în care spunem domnului președinte Iohannis, domnului președinte Blaga și ceilalți distinși invitați, bine au venit. Așadar, bine ați venit, domnule președinte! În sală se află oameni care țin la județul nostru și la întreaga Moldovă mai mult decât se poate bănui. Și pentru că am făcut alții, am eu plăcerea să mă adresez lor, știind că unii dintre ei privesc cu neîncredere viitorul pe care îl rezervă ordonanța de urgență referitoare la primari și la consilieri. Și vreau să întreb unde sunt lăscanii. Domnul primar, unde e domnul primar de la lăscanii? Domnul primar, plecați undeva? Bun. Asta este. Unde e domnul primar Tarastin de la Targuța? Aici. Plecați undeva? Vă interesează să plecați undeva? Unde este primarul de la Nespeț? Aveți pințele la biserică. Nu pleacă nicăieri. Unde este domnul primar Istrati de la Podul Ioare? Acestea sunt primarii noștri și doar puțini dintre cei pe care domnule președinte Iohannis i-a și putut astăzi aminti, spunându-le tuturor peste 60 de primari ce înseamnă să fim alături unii de alții. Pentru că în județul Iași, în municipiul Iași și în capitala Moldovei, victoria dumneavoastră este aproape sigură. Și nu cred că există în această sală militanți ai PDL, ai PNL, ai Forței Civice, care să nu vă fie alături. Vrem un președinte care vine la Iași pentru că știe că de aici își ia energia și pentru că de aici, mai departe, în drumul său vizionat pentru România, nu pleacă niciodată singur. Vrem un președinte care înțelege durerile noastre, și vrem un președinte care știe că aici, la Iași, fiecare om cu care se întâlnește pe stradă este cel puțin la fel de patriot ca domnia voastră.